a ființei noastre. Din punct de vedere subtil, elementul care este controlat de acest centru de forță este Akasha Tattva, sau energia eterului subtil. Akasha Tattva este acel element care se află pretutindeni în acest univers. În primul rând, el este responsabil de structurarea condițiilor subtile energetice care fac cu putință, apoi, condensarea într-o manieră specifică a acestor energii pe grade sau frecvențe vibratorii din ce în ce mai joase, în așa fel încât, până la urmă, să se structureze această lume fizică așa cum o vedem noi acum. Deci, în primul rând, există acest spațiu vast, infinit, al lui Akasha Tattva, eterul cel subtil. Din el ia naștere elementul subtil aer. Apoi, acest element subtil, Akasha Tattva, se combină într-un anume fel cu elementul subtil aer, Vayu Tattva, pentru a face cu putință apariția unui alt element subtil numit Tejas Tattva, energia subtilă a focului. Apoi, aceste trei elemente subtile, Akasha Tattva, eterul cel subtil, Vayu Tattva, aerul subtil și focul, Tejas Tattva, deci focul cel subtil, se combină într-un anume fel pentru a crea condițiile favorabile apariției lui Apa Tattva. Deci apa subtilă. Apoi apa subtilă, focul subtil, aerul subtil și eterul cel subtil se combină într-un anume fel pentru a da naștere elementului care are frecvența vibratorie cea mai joasă, pământul subtil, pritivitatea. Și după aceasta, această structurare în plan subtil acestor cinci matrici fundamentale, ele se amalgamează într-un anume fel și se structurează posibilitatea reflexiei acestor energii subtile în lumea fizică, așa cum le vedem acum. Dacă elementul subtil, Prithivi, am putea spune că îi simțim și impregnarea sa în ceea ce reprezintă aspectul dens, material, fizic, al oricărui obiect concret, da? Dacă, de asemenea, elementul subtil apă îi poate corespunde în plan fizic concret apa ca lichid, așa cum o vedem, dacă elementul subtil tejas îi poate corespunde în plan fizic focul fizic, așa cum îl vedem cu toate atributele sale, dacă elementul subtil aer îi corespunde, vedeți, nivelul acesta al aerului pe care noi îl percepem ca existând permanent în jurul nostru, e bine, dimensiunea sau dimensiunii eterice subtile îi este foarte greu să-i găsim o reprezentare. Și cu toate acestea, totuși, o putem prezenta. Este vorba de acest mediu subtil de propagare a sunetului. Și acest mediu subtil de propagare a sunetului are de a face, sau în el se impregnează, de fapt, componenta subtilă a eterului. Și veți vedea că organul sau simțul specific de, prin care noi putem să integrăm această dimensiune a nivelului controlat de eterul cel subtil este auzul. Organul de simț este urechea. Iar organul fizic de acțiune asociat în ființa noastră sunt corzile vocale. Deci iată că prin corzile vocale noi facem posibilă crearea unor condiții în organismul nostru fizic pentru a se putea produce o vibrație care apoi este purtată într-un mod adecvat prin organele fonației noastre, structurându-se apoi în lumea exterioară,
Acest sunet este purtat și este receptat în acest mediu subtil al lui, al eterului, care este făcut cu putință de existența lui Akasha Tattva. Deci, nivelul Vishuddha Chakra controlează implicit activitatea corzilor vocale, a sistemului auditiv, a faringelui, a esofagului, precum și măduva osoasă.